din nesăbuința voastră, nu din riscul vostru, nu că ați jucat la loto, la bursă, nu. Pentru mine și pentru Evanghelie, nu că ați făcut investiții neînțelepte sau riscante, nu. Pentru mine și pentru Evanghelie. E inima paragrafului acestuia. Și să nu primească acum, în viacul acesta, în viața aceasta, aici pe pământ, aici și acum, de 100 de ori mai mult, din orice ar fi lăsat, din orice ar fi pierdut, case, frați, surori, mame, copii și holde. E adevărat cu prigonii, iar în viacul viitor, viața veșnică. Eram în România, la Petroșani, am făcut practica într-o vară la Motru, la mina Ploștina. Am stat în Motru 2 luni de zile, am cunoscut frații de acolo și în alte zone din jur și din Oltenia, Vidimireș, Gârdoaia, Mehedinți, și am cunoscut familia Ploscariu. Fratele Zaharia Ploscariu, Haralambie, tată, fratele Zaharia, Pică, Pavel, și ei au cumpărat o casă. Au pus toți banii lor la oaltă și au cumpărat o casă în Motru, undeva la margine. Și au vrut să fie acolo un loc de adunare, să fie o biserică baptistă, un loc de închinare, o casă de rugăciuni. Motru era un oraș care se voia să fie prototipul orașului comunist în România. Nu era niciun fel de biserică, nici ortodoxă, măcar, de niciun fel. Absolut, cred că era singurul oraș, singura localitate care n-avea biserică, de niciun fel. Credincioșii baptiști se adunau pe ascuns, supravegheați, apăsați, prigoniți de securitate, prin apartamente și pe la case, în fiecare săptămână, în altă parte. Erau puțini. Dar când am stat cu ei, cât de puțini erau, erau cât noi în astă seară sau mai mulți. Și frații Ploscariu au pus banii lor, nu că n-au ce face cu ei, că nu erau milionari, nu erau niște chiaburi, niște bogătani, au cumpărat o casă, au aranjat-o, remodelat-o și au început acolo o adunare. Securitatea și partidul au fost așa de tulburați, de ispitiți, de întâritați, de șocați, de obrăznicia lor și de curajul lor. Au intrat așa de dur în problemă, încât deci s-a făcut un contract de vânzare-cumpărare legal, la notarizat, la notariat, după toate actele civile. Au condus la anularea contractului și au făcut tot ce s-a putut face ca să nu fie acolo biserică, și oamenii aceștia au avut o mare pierdere. Și au rămas ca niște oi negre, asupra căreia securitatea a avut vizorul și a avut încătare și a supravegheat și a observat și i-au prigonit și i-au persecutat. Și după vreme, toți sunt în America. Fratele Zaharia l-am vizitat cu mulți ani în urmă. Are o casă foarte frumoasă. Mult, mult mai frumoasă decât apartamentul ăla stalinist în care locuia la Motru. Și chiar mai frumoasă și decât casa părintească la Mehedinți, care chiar era foarte frumoasă. Pe un vârf de munte acolo, pe un vârf de deal, aproape de biserică. Dar n-a rămas fără casă. N-a rămas în cort, în colibă, n-a rămas în stradă. I-a dat Dumnezeu o casă mai bună, într-un loc mai bun ca Motru. Că nu era frumos la mod. Era frumos. Alții au lăsat alte lucruri.
au pierdut altceva. Dar chiar în viacul acesta, chiar acum, chiar aici, vor primi și veți primi de 100 de ori mai mult. Numai atunci nu primești nimic. Și atunci primești tot 100 de ori mai mult, că nimic ori 100, 0 ori 100 e tot 0. Dacă e un pic mai mult ca 0, dragul meu, dacă un pic ai lăsat mai mult, nu, lăsa ceva, să știi că nu ești în pierdere. Și cât ar fi de puțin puținul ăla, să știi că mulțit de 100 de ori, tot e ceva. Dar nu ne oprim la doar aici și acum. Că spune Pavel, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus încrederea în Hristos și în Dumnezeu, să dăm mai de plâns ca toți oamenii și în viacul viitor, viața veșnică. Și viața veșnică, am avut de mult cuvântul de aur, este aceasta, să te cunoască, nu să știe despre tine, să aibă o relație cu tine, o legătură cu tine, singurul Dumnezeu adevărat și cu Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Al doilea paragraf, Iisus, Domnul nostru, vestește moartea și învierea sa și vorbește cercului intim, celor 12 și probabil și altor ucenici foarte apropiați care l-au urmat. Dacă ne uităm în Matei, ne uităm în Luca, vedem aceeași relatare și ni se dau câteva detalii, parcă sunt niște fotografii luate din unghiuri diferite și toate împreună se completează. La un moment dat ni se spune că ucenicii erau turburați și mergeau îngroziți după el. Pentru că Domnul Iisus le spusese, e ultimul drum, e drumul fără întoarcere. Fiul omului, învățătorul vostru, merge la Ierusalim, va cădea în mâna preoților, a cărturarilor, va fi judecat, va fi dat în mâna neamurilor. Îl vor avea la mână, vor avea, să zicem așa, the upper hand asupra lui. Îl vor judeca, îl vor condamna, îl vor batjocori, îl vor răstigni, îl vor omori. Lucruri care i-au îngrozit, care i-au întristat, care i-au speriat. Până acolo încât Petru zice, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să zice, întâmplă așa ceva. Și omenește, e legitimă intervenția lui Petru. Dar vedeți, după ce spune aceste lucruri, își vor bate joc de el, îl vor bate cu unul ele, îl vor scuipa și capac peste toate, îl vor și omore. Există ceva care este inima acestui paragraf, dar după 3 zile va învia. Dar după 3 zile va învia. Așa de îngroziți, așa de tulburați au fost de perspectiva a ceea ce avea să se întâmple cu Domnul, încât ultima parte, încheierea predicii, n-au mai prins-o. Și să știi că dacă nu prinzi încheierea predicii, e aproape ca și cum nu ai prinde nimic. Dar după 3 zile va învia. Toate astea vor avea loc. Se vor întâmpla, cum vi le spun, ad literam, stricto senso. Ad literam. Dar, după 3 zile, va învia. Dacă ne uităm la evanghelistul Luca, Luca, tratând aceeași problematică, face o subliniere. Și el arată că, în versetul 34, hai să știm și 33, Luca 18, Luca 18, 33 și 34. Și după ce îl vor bate cu unul ele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Nu cu privire la nuiele, la bătaie și la arestare, că de-aia erau îngroziți și triși și supărați, au priceput. Dar toate acestea erau ca o baricadă, ca niște obloane în fața ochilor lor și nu mai făcea sens a treia zi va învia. Asta n-au mai auzit. Așa i-a copleșit, așa i-a opărit tot ce le-a spus Mântuitorul, așa i-a ars. Că n-au mai auzit sau n-au mai înțeles cel puțin, dar după 3 zile va învia. Li s-a părut că totul se sfârșește. Când de fapt, într-un fel, abia totul începea cu adevărat. Domnul Iisus pentru aceasta a venit. Ca să moară în locul nostru și să învieze pentru noi, în mod glorios, cu moartea pe moarte călcând. Paragraful următor,
mai amplu un pic e cererea fiilor lui Zebedei. Dacă citim toate evangheliile, vedem că e o mișcare mai complexă în care s-a implicat și mama fiilor lui Zebedei. Nu știm exact cum, dar discuția a pornit din familie. Se poate că mama a fost cea care a influențat și a polarizat. Fiecare mamă vede ceva special în copiii ei. Îi vede mai deosebit ca alții. Și mama aceasta a fost în stare să vadă pe copiii ei miniștri în împărăția lui Dumnezeu. Unul la stânga și unul la dreapta. Persoanele cheie. Am citit o biografie a lui Jimmy Carter și el povestește cum s-a decis să candideze la președinția Statelor Unite, to run for the president. După ce l-au convins un grup de prieteni necunoscuți, cui să împărtășești mai aproape hotărârea asta de importantă? Mamei. Și a dus, i-a făcut o vizită și a zis: "Mam, I decided to run for president." Și mama lui s-a uitat și a zis: "President of what?" Adică președinte la ce? Ce fel de președinte? Cum? Ei, mama acestor fii ai lui Zebedei a fost în stare să-și vadă copiii președinți. Ba, cred, înclinarea mea este, n-am absolut o dovadă biblică, e o chestiune un pic speculativă, cred că ea le-a inspirat aceasta, nu atât de mult ei, cât ea lor. Alte evanghelii spun că ea a venit la ei și ea a început discuția și l-a abordat pe Iisus și sigur că după aceea discuția a fost și între Domnul Iisus și ei. Și oamenii aceștia, împreună cu mama lor, au cerut să fie importanți. Nimeni nu vrea să fie neimportant, nici măcar noi, nici voi nu vreți să fiți neimportanți. Întâi vine cei firesc. Firesc este să vrem să fim importanți. Dar cei duhovnicesc este ceea ce este important. Și cei 10 s-au mâniat pe ei, pe Iacov și pe Ioan. Și asta e tot firesc. E firesc să vrei să fii mare și tare și important și tot firesc e să te mânii când cineva vrea să fie mare și tare și important. De altfel, cred că s-au mâniat numai pentru că ăștia au cerut asta înaintea lor. Mă, și noi ne-am gândit la asta, dar uite că ne-au luat-o înainte. Probabil că ei credeau că este ca la first come, first serve. Cine cere primul are. Cu ocazia aceasta, Domnul Iisus le dă o lecție. Și ne-o dă și nouă. Și noi să o luăm pentru noi, nu atât pentru ei. Alți evanghelii subliniază că între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care avea să fie cel mai mare. Și Domnul Iisus, uitați ce învățătură le dă. Și celor doi, și celor 10. Iisus i-a chemat la el și le-a zis: știți că cei priviți drept cărmuitori, lideri, conducători ai neamurilor, domnesc peste ele, stăpânesc, le poruc și le porucesc mai marilor cu stăpânire. Dar între voi, voi sunteți fii împărăției. Voi sunteți slujitorii împărăției, voi sunteți frați. Între voi să nu fie așa. Și oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Mare prin slujire. Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie robul tuturora, slujitorul tuturora. Și avem un verset de aur așa de important, strălucitor de aur. E diamantia, 45, Marcu 10:45. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Adevărul este că la toți ne place un pic așa, la unii mai mult, la alții mai puțin, să fim un pic importanți, să fim un pic băgați în seamă. E normal. E firesc, dar întâi vine cei firesc, cei duhovnicesc este însă important. De multe ori pentru noi vine urgentul și numai după aceea e importantul.
Dar uitați cuvântul de aur al paragrafului. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească. Când vrei să te slujească toată lumea, să te slujească soția, să te slujească soțul, să te slujească frații, toată lumea în jurul tău. Tu ești centru de gravitate al, la muncă, acasă, în biserică. Băi, eu. Aduce aminte ce spune Domnul Iisus, cuvântul de aur. Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească. A venit ca el să slujească. Frați și surori, e ok să vrem să fim importanți. Și putem fi importanți prin slujire. Dacă vrea cineva să fie cu tare, sau așa, și râvnește un lucru bun. Numai trebuie să fie și așa, și mai ales, înainte de toate, și dincolo de toate, și peste toate, trebuie să fie dispus să slujească. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Vă amintiți episodul acela de la părtășie, de la cină, cu spălarea picioarelor? Cât s-au înghesuit ca să ia ligheanul și ștergarul? Niciunul. S-a umilit și s-a smerit acela care a venit, nu ca să îi se slujească, ci ca să slujească. Cel care era mare n-a găsit de greu să se facă mic. Cel care era sus putea să se coboare, că avea unde. Cei care erau jos nu mai aveau unde să mai coboare, erau jos, erau la nivelul pământului. Cu cât suntem mai jos, frați și surori, cu atâta ne este mai greu să ne coborâm și vrea să ne cățărăm. Și când cineva este sus și cu adevărat mare, de aceea este în stare să se coboare și să se smerească. Ultimul paragraf vorbește despre Bartimeu. Unele evanghelii ne dau detaliu că au fost doi ori vindecați la Erihon. Unii se împiedică în asta. Au fost doi sau au fost unul? Când o să ajungem în cer, o să știm exact totul. S-ar putea să fi fost trei. Să nu vă închipuiți că în oraș, într-un oraș așa mare ca Erihonul, erau numai un singur cerșător sau un singur orb. Când umblăm prin New York, vedem oameni care stau cu niște plăcuțe și cer, scriu, tot felul și cer. Numai unul în tot New York, n-ați văzut mai mulți? Foarte mulți. Poate că deodată chiar prea mulți. Așa că nicio mirare că într-un oraș ca Erihon, care nu era un setuc de 25 de fumuri de case, era un oraș mare. Au fost mai mult decât un singur cerșetor, au fost doi, au fost trei. Și la ieșire din Erihon, când ieși din New York, când pleci undeva, la Florida, bine ați venit, Aura, welcome home, fratele Cristi, îl văd, dar îi spune și lui bun venit, spune duminica. Când ieși din New York, cât tot ieși? Până la Queensboro Bridge, până la Verezan. Când mergem spre Canada, am remarcat că ieșim 25 de mile. Sau când vin din Canada, am observat când scrie Entering Bronx. Borough President, Mayor, Plancard, da? Și după aia când ajung acasă, de acolo, sunt 25 de mile. 38 de kilometri. Tot ieși. Nu spun că a fost 38 de kilometri la Erihon ieșirea, dar într-un oraș așa de mare, erau mulți oameni nenorociți, erau mulți oameni necăjiți, Marcu și alți evangheliști îl identifică cu numele, Bartimeu, fiul lui Timeu, Matei spune doi ori, doi cercetori. Haideți să privim la textul acesta, omul ăsta ședea jos, lângă drum, cerea de milă, a auzit că trece Iisus din Nazaret, a început să strige, Iisus e fiul lui David, ai milă de mine. Domnul Iisus era pe drum, ucenicii, apostolii, mulțimea îl urmau, era agitație, era acțiune. Ce era important avea loc pe drum. Lângă drum nu se întâmpla nimic deosebit. Omul ăsta stătea, cerea de milă, câteodată unul se oprea, îi dădea poate un cotăr, un daim, ceva.
Dar lucrurile importante se întâmplau pe drum. Dragii mei, a fost o vreme când eu am stat lângă drum. Tu ai stat lângă drum. Nu că ai fost din familie de pocăiți. Nu contează. Și eu am fost din familie de pocăiți. Dar am fost lângă drum. Din când în când mai intram pe drum, mergeam la biserică cu mama, cu tata, eram lângă drum. Acțiunea avea loc pe drum. Iisus mergea înainte. Ucenicii mergeau după El, mulțimea după El. Și eu eram lângă drum. Bartimeu a început să strige. Iisuse, fiul lui David, după ce a înțeles el cine este acolo, a auzit, s-a informat, a întrebat. Omul acesta n-a mai vrut să stea în starea lui, în handicapul lui, în nenorocirea lui. Omul acesta a înțeles că este ceasul al 12 al vieții lui. Cum spune imnul românesc, acum ori, niciodată. Era drumul fără întoarcere pentru Domnul Iisus. Era ultimul drum. Bartimeu n-avea cum să mai zică data viitoare când mai trece. Nu mai era o data viitoare. Astăzi, dacă auzi cuvântul, nu-ți împietri inima, nu știi dacă există o dată viitoare. Și a început să strige, Iisus din Nazaret, când a auzit că trece Iisus din Nazaret, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți încercau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus a oprit și a zis, chemați-l. Se oprește Iisus pentru un orb, pentru un nenorocit, pentru un amărât, pentru unul care nici nu face parte din mulțime, din suite, e lângă drum. Și îl cheamă. Și îl cheamă la el și îl cheamă pe drum. Îl cheamă unde e acțiunea, unde sunt lucrurile importante. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul. Bartimeu nu avea nicio idee cum îl va vindeca, ce va face. Bartimeu nu știa nimic de oftalmologie. Clar? Pe Bartimeu nici nu-l interesa cum are să-l vindece. Un singur lucru îl interesa. Să-și capete vederea. Și-a aruncat haina, a sărit. Pentru un orb să sară e chiar riscant. Și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Nu că nu știa Domnul Iisus, rețineți, nu că nu știa ce vrea Bartimeu, ci ca să-i dea ocazia să se exprime. Așa cum întreabă profesorul la școală și de când îi tot întrebăm toată ora, copiii ajung să vadă că noi nu știm nimic. Și câteodată ne tratează ca tare. Și trebuie să faci o pauză, să spui, băi, eu vă întreb, nu că nu știu, vă dau ocazia să știți și voi. Ce vrei să-ți fac? Și Bartimeu spune așa de scurt și așa de simplu. Să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea. Nu că a zis, du-te și fă-ți ochelari și să vezi mai bine cu ochelarii. Pune-ți lentile de contact. Minunile Domnului Iisus Hristos sunt spontane, instantanee și desăvârșite. Domnul Iisus n-a ameliorat pe nimeni. Like, am fost la fizioterapie, am luat pastilele astea, cum te simți? Un pic mai bine. Ca și când se fac experimentele, la unele dă pastile și la unele dă sugar pill, placebo. Și dintr-o parte să simt mai bine și de alții mă simt mai bine și nu mai știu care sunt mai buni. Nu, nu. Domnul Iisus n-a făcut ameliorări, îmbunătățiri, ci vindecări depline în situații absolut cronice, imposibile. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. N-a mai stat lângă drum. Și pe drum, după Domnul Iisus, cu sens, cu direcție. Într-un fel, Bartimeu acesta le descrie pe fiecare. Am fost ca el cândva, când eram lângă drum. Și suntem ca el astăzi,
când suntem pe drumul mântuirii și mergem spre Ierusalimul Ceresc, urmându-L pe Domnul Iisus, împreună cu ucenicii și apostolii și frații Domnului. S-ar putea spune încă multe, dar aș vrea să închei cu ceea ce fratele Ioanid, în poezia Taine, inspirată din acest text, spune, apoi cântăm o cântare și în timpul cântării ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Iisus trecea prin Ierihon și cerșătorul orb în zdrențe, de jos, din colb simți un zvon, un ritm de pași în largi cadențe. Iisus trecea sub cer iudeu, printre grădini cu rodii coapte, iar zorii se înălțau mereu, dar pentru orbul Bartimeu era tot noapte după noapte. Iisus trecea încet și apoi într-o solemnă fericire venea cu el un lung convoi ca o coloană de eroi, glorificând un rege mire. Iisus trecea și un murmur sfânt vibra în orb ca niciodată, ciulind urechile în vânt, el prinse în taină un cuvânt și inima a început să-i bată. Simți ceva ca un fluid, ca o mireasmă de zambilă și orbul a strigat livid, Iisuse, Fiul lui David, Iisuse, Salvator, ai milă. Doi, trei pe margini se încruntară. Hei, cerșător neobrăzat, ce strigi așa? Oricât de amară, tu poartă soarta cum ți-e dat. Rămâi în taină sub povară. Dar orbul, fără căpătâi, strigă mai fără de rușine, mai fără teamă ca întâi, ah, Fiul lui David, rămâi! Ai milă, Doamne, și de mine! Și se opri atunci Iisus, pătruns de omenească dramă. Putea să treacă? Nici de cum. Și orb aude un glas din drum. Hai, îndrăznește, că te cheamă. Mă cheamă? Cum? Chiar el, Iisus? Pe Bartimeu? Așa a spus? Pe mine chiar? Ce, alții nu-s? Și orbul parcă se deșteaptă. Atunci tot ce a fost adus și ca nebun de bucurie se înalță Bartimeu în vânt, își prinde haina o sfâșie și o azvârle la pământ. De acum, peste o clipă, două, eu voi vedea ca orice om. Și apoi cu mâinile amândouă îmi voi ziti o casă nouă și voi sădi pom lângă pom. Așa, eu nu mai sunt un blid zvârlit în spin la oale sparte. Eu pot munci. Hei, la o parte, mă așteaptă Fiul lui David. Dar ascultați, ca peste veac se aude lin un glas ca mierea. O, Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Rabunii, sunt un om sărac, nu-ți cer nimic decât vederea. Apoi convoiul a pornit într-o vibrare fericită. Un nume sfânt era rostit și mii de pași au năvălit, călcând pe haina zdrențuită. Și haina a rămas în drum, căci nimeni mintea nu și-a pus că o haină bună pentru scrum. Dar Bartimeu mergea de acum după Iisus. Și acum Iisus, Mesia, trece încet și blând pe strada ta. Mulțimea iarăși îl petrece, dar tu îl privești crispat și rece. Tu n-ai ce-i cere? N-ai ce-i da? Spre solul dragostei cerești cei orbi, cei surzi, aleargă în stol.
iar tu stai demn, tu nu cerșești și iată tu nu știi că ești sărac și orb și surd și gol. Convoiul totuși se oprește. Stau mii de chipuri fără grai. Un om aleargă și șoptește. Iisus te cheamă, îndrăznește. Te așteaptă în drum. De ce mai stai? Eu nu sunt orb. Ori sunt destui. Nici mut. Eu spun ce am de spus. Eu inima n-o dau oricui și nu cer milă nimănui. Hai, vină totuși la Iisus. Nu vreau de nimeni să ascult. Voința mea, Dumnezeu, mi-e cel, eu vreau plăcere, eu vreau tumult. Iisus e sfânt, o, chiar prea mult. Hai, vină totuși, vin la El. Ascultă, singur tu te minți. Tu nu ești orb ca Bartimeu. Tu vezi, auzi, vorbești și simți. Dar vai, cu ochii tăi prea strâmți, prea miopi, nu-L poți vedea pe Dumnezeu. Ascultă, Cel ce te-a chemat nu-i doar pe umbra unui gând, e Dumnezeu ce te-a creat, e Fiul Său crucificat. De ce nu vii la El plângând? Ascultă, nu te prinde teama? Ai ochi, atunci de ce nu vezi? Nu simți ce fericire pierzi? Te așteaptă Dumnezeu, ia seama. Și omul ăsta ce-a lăsat? Ce-a lăsat? O haină, dezvrențe bună pentru sprun. Și ce-a primit? De 100 de ori mai mult. A primit vederea, a primit mântuirea, viața veșnică și de acolo, de lângă drum, a intrat pe drumul care merge spre cer, unde se întâmplă lucrurile importante, unde este acțiunea. Un asemenea Bartimeu ai fost și tu și am fost și eu. Am stat orbiți de ale noastre, de vraja lumii acesteia și de farmecele lumii acesteia. Până când într-o zi a trecut Domnul Iisus pe lângă locul unde stăteam noi. S-a oprit, ne-a chemat, nici astăzi nu știm exact cum, dar am sărit, am mers la El și am cerut să ne dea de ce aveam nevoie. Și El ne-a mântuit sufletele. De atunci și până în seara aceasta nu mai suntem lângă drum și nu mai suntem ai nimănui. Mergem după El, mergem înainte, suntem cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Amin. Cântăm o cântare la încheiere. Fratele Ionică și fratele Cornel vor purta colecta. Cântarea de la numărul 239. Aleluia, 239. Domnul m-a întrebat adesea, vrei să fii voios? Dacă da, atunci primește-L pe Iisus Hristos. După multă împotrivire, eu L-am ascultat, pace, bucurie în suflet, Domnul meu mi-a dat. 239, aleluia. Domnul m-a întrebat adesea, vrei să fii voios? Dacă da, atunci primește-L pe Iisus Hristos. După multă împotrivire, eu L-am ascultat. Pace, bucurie în suflet, Domnul meu mi-a dat. Aleluia, aleluia. Imnurile bucuriei
viața cea minunată pentru veci mi-a dat. Astăzi chem pe cei ce în lume nu sunt fericiți, toți cei plini de mare păcate astăzi sunt primiți. Domnul Iisus vă sfințește-n sângele Său sfânt, schimbă gândul, vorba, fapta prin al Său cuvânt. Aleluia, aleluia, imnurile bucuriei sună neîncetat. Aleluia, aleluia, pacea sa cea minunată pentru veci mi-a dat.